Salutări la toată lumea! Astăzi vin tot cu un mesaj. M-a apelat pe mine de la centru, nu prea am înțeles de unde, ceva cu discriminare legat, că pe data din 1 octombrie, cum am înțeles, și ziua Europei, ziua discriminării, sau cum asta o le faci din Da, înțeles? ziua prevenirii și combaterii discriminării, cred că sau. Combaterea discriminării. Da. Și m-a rugat pe mine să povestesc și cazul meu care a fost cu numărul magazin 1 și Din august anul trecut, sau anțărți. din 21 iulie am trecut, da. Iulie, aha. Da, și eu odată trecut am zis că nu vreau să stăiană, dar precum văd că nu-mi permite situația să o lepăt pe numărul unui magazin așa simplu, decât cu adevărat, cei ce au făcut acolo și administratorul și paznic la numărul unui magazin, ieșire din toate normele și asta e păcatul nostru al lumii, a țării noastre, că noi până acum am răbdat și nu am ridicat întrebarea până la urmă ca să o tragem la răspundere. Te-a spălut și mine. Am Coleg, vezi să nu te critici sau să te dea în judecată apărătorii animalelor. De ce îl bați? El a început să rugă mă boi de la părinte. De unde știi? Dar pe eu îl văd și, eu, și nu știu ce am în casă. Cum îl vezi fără ochi? Da, cu ureche. El câteodată mai îi prinește. Văd, mi-a rupt, tătea boile ne-a rupt și țelul. Tătea ne-a rupt aici. Tapetele, da, ne-a rupt o tapetă și am uiarul o pucat și o trage. Eu și aud, e și hârâi, știi? Tu nu dar vezi, în spate ce ai? Perdele sau tot tapete? Da, asta-i tapete, asta-i perdele. Zdraperie, aha. Credeam Perdele că e tapet și e ruptă de cățel. Asta-i tapeta, asta-i perdeaua termo. Păi da, dar și izolează, că eu nu-mi dau seama. Arcada asta unde? La tine între camera principală și WC-ul, da? Sau ce e acolo? Nu, între camera și bucătărie. Acasă unde eu stau, să fie bucătărie. A, deci tu ești la bucătărie lângă ușa de intrare și dincolo e camera de bază unde dormi. Unde dormi? Da, asta e, până la urmă e o garsonieră la demisol, dar e împărțită cumva cu arcada asta în două spații diferite. Da, și acum da. Ai aici perdea termoizolantă. Da. Ca să nu vină căldura de afară sau ca să nu pleci căldura de la centrală? Ca să nu pleacă, iarna să nu pleacă căldură din acolo în coași. Te pregătești de iernat ca să nu cheltui mult prin căldură. Nu, așa de la iarnă a fost la mine. Dar vara să nu vine căldură de și în acolo. Deci să înțeleg ideea ta, te-ai răzgândit iar. Odată ai zis că vrei să lupți până în pânzele albe, până la cerut azil sau protest da, la guvern, după aceea ai zis că te-o ai grăit cu un preot și ți-o zis să te liniștești și să ierți puteți. Da. Și am mai grăit cu o onegistă și ți-o zis că e interesant și cazul tău și vrei să lupți iară. Mi-e așa de supărat că totuși nu-ți reușesc nimic, că nu știu, eu e ca, precum înțeleg pe mine, eu sunt rău la memorie, ca pe țeluș. Adică nu pot ierta așa repede. Ei, iertat o săptămână, de-a mai bun înainte, nu? Deci ai de gând să lupți mai departe. Ce mă ia hriușa? Că e hriușa dacă e sabaca. O, și de Balșoi. Miau. E cățelușca, e miau la vin. El va și miau, mai ales când rupi tapete. Și l-ai educat și e bun ghid sau cum o să fie? Eu am vorbit cu Nastia. Eu zic, eu sunt liber, aștept să vii o cameră să-i arăt cum mă duce el pe mine la poștă, cum mă duce el la magazin, cum mă duce la farmacie. Eu vreau să prețuiască lumea noastră pe câinile ghid. În primul rând este câinile singur în Moldova care este ghid. Și datorită lui, lumea foarte mulțumită cum el mă conduce. Deja are document de ghid, e atestat sau așa crezi tu pentru că te duci și pe tine? Nu, el încă învață. Încă învață. Dar noi am oprit învățătorul din pricina la coronavirus. Dar are vreo jumătate de an cât are, că nu pare foarte mult. Are mai mult de jumătate de an, 8 luni. 8 luni. Da, și cu minte stă și te ascultă.
Da, când vrie, nu. Băi, dar el e maidanez sau de rasă? El e Rottweiler cu Labrador. Corșitură. Da, dar eu niciodată nu vreau curată, de că ești mai sensibil la toate chestii, mai se bolnăjesc repede, mai asta. Dar eu m-am mirat foarte mult când ne-am propus din pilot trailerul cu Labrador. Mă îndoiem cu Rottweilerul, că știu că Rottweilerul ăsta e într-un zeci și când care se permite să fie un caz cu copiii, știi? Dar când am deschis mai detaliat informații despre dânsul, și știi și mi-a zis internet, Rottweiler asta e câinele cel mai primul în lume din 1976 a fost educat în Germania la câinele Gip și în Berlin pentru dânsul este monument pentru câinele Gip și Fine. comand Rottweiler. Da, eu nici n-am știut și eu chiar primesc, numai că el e prietare blând, înțelegi, el nu știu. O căzut iară telefonul. Вот. Și ia ca așa. Și totuși eu am vorbit cu una și am lămurit. Și eu vreau una. Eu am zis că puteți să vă uitați. Până acum nu sunt puse tablițele, cum le mă rămân, nu știu, Da, hârtiile. tablițe sau inscripții, da. Da, unde câinile ghitare acces la intrare. În Eu magazinul am zis, acela sau nicăieri în spațiu în public? orice magazin. În toate Da, pe magazinele ar trebui numărul să 1. existe, da? Dar pe numărul 1 magazin, o obligat centrul de discriminare oficial să o pună și ei nu au pus. Dar ei n-au contestat decizia ce e, nu sunt judecată încă. Noi am dat în judecată, dar Ei, procuratura. ei. Pentru că ți-au făcut dreptate și n-aveai de ce-ți dai în judecată, dar magazinul putea să Nu dea în este, judecată eu am centru ca dat să în anuleze judecată. decizia. Nu am făcut nimic, dar eu am dat în judecată mai departe. Eu am vrut să o trag la răspundere să, în primul rând, scopul meu după judecată care? În primul rând, să o lepăd de statut de magazin numărul 1. Asta e primul gândul meu care vreau. Să o obligă statul să schimbă denumirea la magazin din motivul că deja nu permite că au fost din numărul 1 magazin călcate drepturile a unui invalid. Asta lor mai greu și mai rău pentru deși să știi decât să schimbă, decât să-mi dai 20.000 de lei amendă. Și așa ea să o plătească, da? Dar celul meu în toate judecăți pentru a lipsi drepturile la denumire la numărul 1 magazin. Las fi numite Popjorc, Dădoncic, cine acolo? Las fi numite Dragostea noastră, Patria Moldova și așa mai departe. Dar numai nu numărul 1 magazin, că deja ca numărul 1, ei deja s-au pierdut valoarea lor, discriminând pe om. Dacă ei numărul 1, apoi eu să fiu și primii la exemplu pentru toată țara. Deci gânduri am eu. Bravo, Oleg, mă bucur că ai revenit pe baricade, ca să zic așa. Da, de la Pascut am venit iar la Pântuit. Zici păscut pentru că te consideri mioara Domnului, da? Da, mâine trebuie la ora 16 să mă duc și să povestesc cazul ăsta. Nu știu ce va fi mai Să departe, dar eu. înregistrez în interviu fata aceea, da? Și nu numai cu fata, și acolo mulți oameni Da, o care. echipă întreagă, am Da, înțeles. așa e nelămurit, că acolo nu numai eu, și eu sunt mai și alți oameni care au fost discriminați din țara noastră. Nu știu despre care acolo Svetlana o mai zis, eu nici nu știu fetele oamenii ăștia, dar mâine să știu precis. Bun. Să ne Și ce povestești. vreau să zic eu? Îmi pare rău că noi ajungem numai la 1 octombrie, trebuie să amintim că ziua discriminării și trebuie să arătăm toate cazurile este. Eu, în primul rând, ca directorul la numărul magazin, prima și era să o fac, să o alung pe paznicul este. În al doilea rând, era să dau la fulger informația și în cărticica de muncă era să scot de pe funcție de paznic și să scriu că mai mult nu are posibilitate să fie ca paznicul din motiv că au fost călcate drepturile, vă prevăzută polномочия рабочий, cum mă limba Și-a română depășit astăzi. atribuțiile.
numai decât el n-avea dreptul să mă palească. De atât că el trebuie să cheme Bercut sau pe cineva să răzbească, dar nu să vii să mă palească cu pâdla deasă, la paznic sau pe cățelușca mea. Și e vinovat când lișeală că el ăstea. Și clar că lui e ușor era să spui că el nu mă palit, dar el știe că eu nu văd. Din cu ora ta acolo, Vlad, dar și pe dânsul pe și eu debil. Zice că el nu zice drept. Da, pe camera totuși, de ce o tăiet acolo unde mă palit? Eu nu sunt de acord cu discriminarea aceasta, îmi pare rău că noi așa tășem și de atât noi, eu niciodată nu am să aduc aminte, dacă alții minte, Oleșca, pe Jenia care ședie pe colească și șirie acolo în față la numărul în magazin, nu așa la bătrân, dar așa la tânăr. Știi, cu picioare bintuite. Nu. Al știi tu pe dâns, el ședie permanent la numărul în magazin acolo. Un băiat. Apoi el când s-a dus la numărul 1 magazin, a vrut să întrebe paznicul o palit pe dânsul, așa că el a zburat cu coleasca împreună și ești cu coleasca într-o parte, el într-o parte, întrești cum. Și lumea tot trece și lor era indiferent. Mânia s-o palească pe părinții lor și ei tot să stea ca alții așa. Asta de tot mă simțim genul. Dar când s-a întâmplat asta? Asta s-a întâmplat peste o săptămână după cei ce nu m-au primit paznicul în magazin Gemini, dacă ți-ai minte, noi facem filmarea. Ah, deci tot anul trecut, în august. Nu anul trecut, asta a fost în 2014. 14? Mm-hmm. Ei, dar pus mulți ani de atunci. Da, da, eu sunt până acum, dar și el a murit de anul, Brenia tot a murit. Oho. Avea 23 de ani. Pare rău. Da. Așa, nu, eu să cot că dacă țara noastră vrea să dezvolte, ei nu trebuie să asculte lozunguri de este scăpăm țara sau asta iană sau trăiască țara. Dar noi trebuie să ne ridicăm și să o păzim unul pe altul și atunci n-a să fie. Numai la noi Moldova jurnaliștii nu au putere. Dar ea să te duci tu în Germania, ea să te duci în altă țară europeană, chiar și în Rusia. Я сиду в Швеции. Журналист, это же адвокат, это же жюдикатур, что ты. Да, но мой журналист, это ее ник. Луйкен вор евре, это статус пуни с инкиды гора еланкиди, что повестешь на мощейший с пуни дадон, в Тимовте, в Салкаре, Вини. Ну, в теме. А ведь на Вини на функции, пещала шаса лаудить. Парерам. Да. Я каша. Mulțumesc, Oleg, pentru mărturii. Ținem legătura, sperăm să auzim de bine. Bun, eu mă uit după tine. Am uitat un timp mult la video tău cu asta, Iana, cu biserica, iar construite la episcopatul la Cahusa, unde asta a fost? Da, am avut un interviu în direct cu femeii de acolo. Și ți-am scris un mesaj că te iubești, Domnul. Și da, putem face glume la nesfârșit, dar situația e groasă. Banicie care s-au dus pe biserică și pe episcopii, mai bine să mai duce eu pe o grădiniță, că ambasada, consulatul României e cunoscut că au subvenționat, nu știu, 100 de grădinițe. Dar și trebuia să dea bani și la mănăstire și la biserică, când putea să mai fac o grădiniță. A, vă înțelegi, că asta e Basarabia română. A, păi da, eu și zic, bugetul României, din banii României. Da, da. Cel mai probabil. La noi, dar știi câte biserici la noi sunt neconstruite. Neconstruite? Neconstruite. Adică sunt construite pe jumătate și pe urmă tot strâng pentru dânșca de viață și tot nu construiesc. Parcă și la biserică acolo duși lumea ba. Duși. Da, mă, auzi, eu mai degrabă sunt biserici construite, dar la care de tur la jos și pune alta de aur sau popa își cumpără mașină nouă și iar trebuie cheltuieli. Eu biserica neconstruit cu ochiul meu că tot întrebunie, întrebunie și tot nu fac. Așa la deja. Lor i-a dus și i-a dus și tot nu-i fac. Dar nu e că nu i-a dus, dar lor i-a dus și da, ei nu fac. E că asta e păcat cel mai mare, Oleg, e că tu nu ești creștin, dar eu sunt creștin. Ce îți spun? Nu, tu tot ești creștin numai pe jumătate, crezi în sarmale. Dar cel mai mare păcat зарабатывать на духовенство, или кума лимба румына аста, с кыштиш бани пе... спиритуалитате.
Cuvântul lui Dumnezeu, spiritualitate, Religie, da. spiritualismul, asta este în magie, da. În creștinism este duhovnicism. Nu e spiritual, duhovnicesc. Spiritual asta în la magie. Poate fi și laic, da, spiritualitate. La extrosens și așa mai departe. Extrosex sau șec. Da, la Dumnezeu e duhovnicesc. Mi ești preoți în par șamani care speculează necunoașterea oamenilor. Da, bine, tu ai încredere în biserică, așa. Nu, stai, eu n-am încredere în toți preoți, dar și nu mi-e preoți. Sunt preoți și rei și buni și așa. A, pu da, la fel și șamanii sunt unii buni și alții escroți. Sunt, nu pot, nu refuz așa. Sunt, da, vezi ca să răspundă ei pentru asta. Știi, eu am avut un cunoscut de meu, el avea 19 ani, și avea 2 metri și 9 centimetri înălțime și 120 de kg. Și când mânca el, mânca 15 dogul, 20 de meleașuri și de deodată, știi? 3 porții. Și odată el odată m-a întrebat pe mine, Petea îl chema, Oleg, poate să mă duc și eu cu opă, dar zic, deși vrei să crești și nu te ajunge? La biserică îți mănânci și colaj și pască, da? Dar pe cum, acolo așa nu știu mâncare, dar el nu se dura. Așa e la dânsul ăsta, el e mare, înțelegi cum? Și el s-a gândit și e popă, că atunci pe ce să și se dura. Dar eu zic că mâncare, pentru mine asta e ca să exist, ca să pot ridica acordeon și să mă duc să cânt. Dar să nu este pentru mine viața cu ce eu trăiesc. Eu nu trăiesc cu gândul la mâncare, dar mâncare trebuie să trăiască cu gândul la mine. Oamenii sunt diferiți. Da, eu știu, sunt slabi. Asta e tot o boală, știi? Abjorstvo, e o cea mai mare. Cum lăcomie. Da, științific se numește bulimie. Bulimie? Da, când mănânci tot și găsești. Nu, dar la meaua meu nu este nicio bulimie. El știe ce aristocrat, dacă nu-i fac cașa carnea, el așteaptă să năcrească cașa asta și predică sau